În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, suntem în ultima duminică a anului liturgic. Anul liturgic se încheie cu solemnitatea lui Hristos, Regele Universului, voind astfel să recunoaștem în această duminică că este absolut Regele nostru, Stăpânul nostru, Cel care, pe care l-am contemplat în nașterea Sa, în moartea și învierea Sa și apoi în viața Bisericii, astăzi ne cheamă să-i recunoaștem autoritatea supremă și să primim în același timp și invitația de a participa la împărăția Sa. Împărăția care nu este din lumea aceasta, dar este împărăția lui Dumnezeu. Ne dispunem pentru acest moment solemn de celebrare și de adorare a lui Hristos, Regele nostru, cerându-i iertare pentru toate greșelile noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cu fapta și omisiunea. Din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Ururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ai voit să le faci totul în Fiul Tău prea iubit, Regele Universului, dă-ne, te rugăm, harul ca toată făptura eliberată din robie să slujească maestății Tale și să Te laude într-un singur glas fără încetare. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectură din cartea profetului Ezechiel. Așa spune Domnul Dumnezeu: Iată, eu însumi voi căuta turma mea și o voi observa. Așa cum se îngrijește un păstor de turmă, în ziua când este în mijlocul turmei sale împrăștiate, tot așa mă voi îngriji eu de turma mea și o voi salva din toate locurile unde a fost împrăștiată, în ziua înnorată și întunecată. Eu voi păstori turma mea și eu le voi face să se odihnească, oracolul Domnului Dumnezeu. Pe cea pierdută o voi căuta, pe cea rătăcită o voi aduce înapoi, pe cea rănită o voi bandaja, pe cea slăbită o voi întări, voi avea grijă de cea grasă și de cea puternică. Le voi păstori cu judecată. Cât despre voi, turma mea, așa spune Domnul Dumnezeu: Iată, voi face judecată între oaie și oaie, între berbeci și țapi. Cuvântul Domnului. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășun univers, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Călăuzește pe cărări drepte de dragul numelui Său, chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă îngâie. Pregătești masă pentru mine în fața supritorilor mei, îmi ungi capul cu unt de lemn și paharul meu e plin de sere varsă. Fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.
Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, Hristos a înviat din morți, fiind începutul învierii celor adormiți. Căci de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om vine și învierea din morți. Și după cum toți mor în Adam, tot la fel în Hristos, toți vor fi readuși în viață. Dar fiecare la rândul lui, cel dintâi Hristos, după aceea cei care sunt ai lui Hristos la venirea lui, apoi va fi sfârșitul, când el va încredința împărăție lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și putere. Căci el trebuie să domnească până când va pune toți dușmanii sub picioarele lui. Ultimul dușman care va fi nimicit este moartea. Iar când toate îi vor fi supuse, atunci și el, Fiul, se va supune celui care i-a supus lui toate, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Cuvântul Domnului. Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului, binecuvântată este în împărăția care vine a Părintelui nostru David. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi, când va veni Fiul omului în gloria Lui împreună cu toți îngerii, atunci se va așeza pe tronul gloriei sale și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile, iar El îi va despărți pe unii de alții, așa cum păstorul desparte oile de capre. Va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga. Atunci regele va spune celor de la dreapta sa, veniți, binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția care a fost pregătită pentru voi de la crearea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost străin și m-ați primit, gol și m-ați îmbrăcat, bolnav și m-ați vizitat, am fost în închisoare și ați venit la mine. Atunci îi vor răspunde cei drepți zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, când te-am văzut bolnav sau în închisoare și am venit la tine? Iar regele răspunzând le va spune, adevăr vă spun, tot ce ați făcut unuia dintre frații mei, cei mai mici, mie mi-ați făcut. Atunci le va spune celor de la stânga, plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic pregătit pentru diavol și îngerii lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în închisoare și nu m-ați vizitat. Atunci ei vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în închisoare și nu ți-am slujit? Iar el le va răspunde, adevăr vă spun, tot ce nu ați făcut unuia dintre aceștia, cei mai mici, mie nu mi-ați făcut.
Și vor merge aceștia în chinul veșnic, iar cei drepți în viața cea veșnică. Cuvântul Domnului. Dragi convrați preoți, iubiți credincioși, la sfârșitul fiecărui an obișnuim să facem un bilanț. Este anul civil care se încheie și încercăm să aducem în fața ochilor realizări sau poate de multe ori să constatăm multe lipsuri. Și Biserica ne încearcă astăzi, în ultima zi a anului liturgic, să ne gândim la un bilanț. Bilanț care este sugerat de această pagină evanghelică, o situație pe care evanghelistul Matei o așează la sfârșitul lumii, atunci când Fiul omului, Hristos, va ședea pe un tron, va fi înconjurat de îngeri și va începe să facă bilanțul după criteriile pe care le-a predicat. În acest sens, în duminica de astăzi, ne plasăm pe deoparte în fața acestui examen pe care trebuie să-l facem înaintea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Regele nostru, dar în același timp ne întrebăm cu ce fel de autoritate acționează El asupra noastră. Cu ce putere are, ce putere are Iisus să ne întrebe de toate aceste lucruri? În primul loc, vreau să subliniez ce fel de autoritate are Hristos pentru a înțelege că această autoritate se referă nu la una pământească, nu se referă la orânduirea materială, dar este cu totul și totul de altă natură. Vă amintiți de momentul când Iisus este dus la Pilat și acesta îi spune: așadar, tu ești rege? Și Iisus adaugă: da, sunt rege, însă împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ce fel de rege este Iisus sau ce fel de autoritate are? Să ne gândim, pornind de la ceea ce trăim, să ne gândim o societate fără autoritate, fără autoritate politică, fără autoritate culturală, economică, fără autoritate morală. Ne-am găsit în situația pe care o descrie exact profetul Ezechiel în prima lectură, ca o turmă dezorientată care orbecăiește, care umblă în întuneric, fără să știe încotro merge. Este imposibil să trăim așadar fără a ne raporta la o autoritate. Și dacă ne gândim la tipul de autoritate pe care noi, la care ne raportăm, am vrea într-adevăr să fie o autoritate care să-i oblige pe toți să fie corecți, toți să fie cinstiți, toți să urmărească un ideal. Însă constatăm că astăzi există multe lacune. Poate cei mai în vârstă faceți o paralelă între ceea ce trăiește omenirea astăzi, cu atâtea lucruri pe care și le permit, care altădată nici nu se pomeneau sau sunt contrari în totalitate bunului simț, pentru a nu spune și legilor bisericii. Este o societate, cum caracteriza Papa Emerit Benedict al XVI-lea, o societate care se călăuzește după un relativism foarte periculos. Este bine ceea ce îmi place mie și îmi folosește și este rău ceea ce nu-mi place mie și nu-mi folosește. Aceasta nu este o autoritate, este o anarhie. Poate fi și la nivel de societate, dar poate fi și la nivel de morală. Și noi aici avem nevoie de o instanță, de o autoritate care să ne spună exact ce trebuie să facem ca să fim fericiți, ce drum trebuie să urmăm pentru ca la capătul drumului nostru să fim răsplătiți.
Și chiar dacă ne-am raportat la o autoritate morală, de exemplu un înțelept care este bun, senin, care oferă din toată inima, din înțelepciunea inimii sale, ne poate da, poate uneori, câte un sfat, ne poate sfătui, dar nu are putere mai mare. Ce se întâmplă cu cei care sunt nedreptățiți în această lume? Cine le face dreptate? Cine ne poate da acea siguranță că păcatele noastre ne sunt iertate dacă noi am păcătuit de atâtea ori? Nici chiar înțeleptul nu poate da o sentință care să ne satisfacă. Și atunci că avem nevoie de o altă autoritate care să ne asigure că tot ceea ce trebuie să facem trebuie să corespundă unor principii și legi care sunt cele ale lui Dumnezeu. Și o autoritate care să răspundă de ce oamenii sau oamenilor care sunt nedreptățiți, oamenilor care suferă în această lume, oamenii care sunt prigoniți, cine le va face dreptate? Știm că nicio autoritate pământească, nici cel mai mare filozof nu poate face dreptate acestor oameni, ci ne gândim la unul care a avut autoritate chiar și asupra morții. Ultimul dușman care a fost înfrânt, spune Sfântul Paul, a fost înfrânt de către Hristos, a fost moartea. Și atunci înțelegem de cine trebuie să ne raportăm la această autoritate care se cheamă Fiul omului sau Fiul lui Dumnezeu, pe care astăzi noi îl contemplăm prin prisma liturgiei ca regele Universului, regele întregului pământ, regele nostru al tuturor. El este cel care a venit să instaureze o nouă dreptate, o împărăție, împărăția dreptății și a iubirii, împărăția în care toți oamenii sunt egali, în care toți merg împreună și toți vor ajunge în fața acelui tron pe care îl descrie Evanghelia de astăzi, tronul măririi Fiului omului, înconjurat de îngeri și de slavă. Și nu va face Hristos acea selecție, dar automat cei care au făcut parte din această împărăție se vor așeza acolo unde au trăit pe acest pământ. Evanghelia ne spune că va despărți pe toți cei care se vor înfățișa în fața tronului său, pe unii la stânga, iar pe alții la dreapta. Dar fiecare se va așeza acolo în spiritul acelui comportament pe care l-a avut în viață. Hristos nu a venit să ne osândească, Hristos nu ne judecă a priori sau dinainte. El ne lasă libertatea și dacă noi vom fi făcut ceea ce a cerut, cu siguranță că cu toții ne vom îngrămădi în dreapta, pentru că acolo dorim să ajungem, pentru că acel grup din dreapta va primi acea binecuvântare. Veniți binecuvântați Tatălui meu, vouă vă este pregătită împărăția întemeiată de la începutul lumii. Așadar, Hristos ne va chema la această judecată pe care noi trebuie să o asemănăm cu un examen. Este ultimul examen la care ne va supune judecătorul și materia la care ne va întreba este una singură. Se bazează pe caritate, pe iubire, materia absolută de examen, pentru care vom primi promovarea definitivă, va fi asupra carității sau a faptelor de milostenie trupească și milostenie sufletească pe care ni reprezintă așa de frumos Evanghelia în această dublă ipostază, în momentul în care mulți au înțeles să practice aceste fapte de dreptate, de iubire și mulți care au refuzat să practice acestea invocând absența subiectului. Iată, Hristos ne cheamă așadar să ne punem astăzi în mod serios problema dacă noi suntem pregătiți să susținem un asemenea examen. Dacă la baza vieții noastre se află acest criteriu al carității, după care noi vom fi
promovați sau lăsați corigenți sau chiar repetenți pentru toată veșnicia. Și Hristos are autoritate pentru că, a spus El, este Cel care este investit de Dumnezeu Tatăl cu putere de a judeca și de a chema la împărăția sa pe cei care îi găsește vrednici și mai ales cei care au știut să umble în adevărul său. Aceste criterii pe care ni le enunță Evanghelia Sfântului Matei în Evanghelia de astăzi sunt așadar baza comportamentului nostru. Atunci când Hristos ne rânduiește acele fapte de milostenie trupească, de a da de mâncare celor înfometați, de a da de băut celor însetați, de a îmbrăca pe cei goi, de a vizita pe cei bolnavi, de a vizita pe cei închiși, de a îngropa pe cei morți. Sunt 7 fapte de milostenie trupească care toate izvorăsc din iubire, din caritate. Și nu numai faptul că noi cunoaștem aceste lucruri, pentru că spune Iisus, parafrazând poate și aplicând la ceea ce cunoaștem și nu facem, nu tot ce îmi spune Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci Cel care face voința Tatălui meu. Și apoi Sfântul Iacob care ne spune că o credință fără fapte este moartă. Credința noastră este bogată dacă avem fapte săvârșite din iubire. Și nu ajunge nici numai intenția că aș vrea sau că am putea face anumite lucruri, pentru că în zadar avem atâtea calități, dar dacă noi nu punem în practică ceea ce știm că este esențial pentru mântuirea noastră, nu folosește la nimic. Vă amintiți de fragmentul Sfântului Apostol Paul, imnul carității? Chiar dacă aș avea toate bogățiile, chiar dacă aș ști toate limbile, chiar dacă aș avea o credință încât să mut munții de loc, dar dacă n-am iubire, nu îmi folosește la nimica. Iată de ce toate aceste fapte pe care le enumeră Evanghelia și care sunt criteriul judecății finale, se bazează pe o singură materie, iubirea, caritatea. Și avem atâtea ocazii în care noi, ne învață Iisus, putem să practicăm această iubire sub multiple forme. De multe ori invocăm faptul că Dumnezeu este absent sau că nu este aproape să stea lângă noi și, prin urmare, amânăm altă dată când putem face anumite lucruri. Dar Iisus ne spune clar, orice ați făcut unuia mai mici dintre aceștia care este în mijlocul vostru, mie mi-ați făcut. Și este clar că atunci îl descoperim pe Iisus, pe Dumnezeu în mijlocul nostru, în persoana celui mic, celui umil, celui neajutorat, celui sărac, cel care este mereu cu noi. Și aici se dă adevăratul examen atunci practic, dacă noi știm într-adevăr să-L recunoaștem pe Dumnezeu, pe Iisus, prezent în aproapele nostru. Mereu prezent în mijlocul nostru, mereu aproape de noi. Fericita Maica Tereza de Calcuta, într-o zi după ce a găsit un lepros pe străzile unui oraș, după ce l-a îngrijit și l-a adus într-o casă, a spus, astăzi eu am atins trupul preasfânt al lui Iisus. Și acest trup preasfânt al lui Iisus era acel lepros de care s-a îngrijit. Sigur că nu avem toți această inimă atât de mare ca a fericitei Maica Tereza de Calcuta, dar avem atâtea ocazii să spunem o vorbă bună, să întindem o mână de ajutor, să mângâiem pe cineva care este necaz, să oferim un ajutor unuia care este disperat. Sunt mii și mii de ocazii în viața de fiecare zi în care noi îl putem atinge pe Iisus prezent în mijlocul nostru, în persoana celor mici, celor neajutorați, al celor săraci, al celor oropsiți, al celor nedreptățiți.
Este pentru noi o invitație de a pune mereu în prim plan această datorie pe care o avem. O personalitate, deși nu a fost catolic, cu toți ați auzit de marele Mahatma Gandhi, care făcea o constatare de unde are Biserica Catolică atâta putere de a săvârși binele, de a interveni în atâtea și atâtea locuri cu ajutorul ei. Și tot el constată, secretul Bisericii este iubirea față de aproapele. Da, iubirea față de aproapele, caritatea, cu alte cuvinte, este motorul Bisericii noastre, dar este și motorul tuturor acțiunilor noastre. Criteriul pe care noi îl va trebui să-l avem în fiecare zi în fața ochilor este așadar cum punem în practică iubirea pe care o știm foarte bine din teorie, dar o iubire care în situații concrete trebuie să se întrupeze în persoane, în persoanele pe care le întâlnim în fiecare zi, alături de noi, pe drumul nostru, la locul nostru de muncă, pe stradă pe care noi mergem de atâtea ori, sau poate în casa noastră. Fericitul Sfântul Paruch de Ars, Ioan Vianney, care a fost un suflet nobil, înalt, gândindu-se la acest secret al creștinilor de a trăi caritatea din maximul, a spus: secretul vieții mele este unul, să dau totul fără să rețin nimic pentru mine. Este, cu alte cuvinte, acea iubire, spunem noi, dezinteresată, dau nu ca să primesc înapoi sau să mi se înapoieze însutit sau mit, dar dau fără să mai aștept nimica, pentru că ceea ce dau este un capital pe care îl investesc într-o bancă care este Hristos. Tot ceea ce am făcut unuia mai mic, care este în mijlocul nostru și pe care ne-l indică Iisus că acolo este prezent și El, aici este investiția cea mai bună a noastră. Iubiți credincioși, plasându-ne astăzi în fața lui Hristos, pe care îl privim în haina sa de autoritate supremă, sau mai bine zis, de regele nostru, regele care a spus că are altfel de autoritate față de puternicii acestui pământ, este bine să ne gândim și să ne întrebăm asupra câtorva lucruri pentru a trăi într-adevăr, nu numai din simple constatări, dar a trăi viața noastră în spiritul Evangheliei. Și să înțelegem atunci și motivele pentru care astăzi, împreună cu întreaga biserică, suntem chemați să sărbătorim regalitatea lui Hristos. Vrem să recunoaștem că adevărata autoritate este în El, absolut în Hristos. El este Cel care ne oferă sensul întregii vieți, chiar un sens morții noastre, pentru că moartea, în perspectiva învierii sale, ne deschide la viață. Nu știm până la ce punct un asemenea discurs sau asemenea cuvinte ne pot implica și ne pot pune serios pe gânduri, dar există o observație de încheiere care nu ar trebui să ne lase indiferenți. Nu trebuie să uităm că Cel care acum șade pe tron și Cel care s-a declarat că este cu cei mai mici ai pământului, ne spune în fiecare zi: ceea ce ați făcut unuia dintre aceștia mai mici, care sunt frații mei, mie mi-ați făcut. Trebuie să ne amintim de acest lucru în fiecare zi. Și se evidențiază astfel o lege: te faci mic, devii stăpânul istoriei, te faci umil, domnești împreună cu Hristos. Vreți și vrem să avem autoritate, vrem să ne bucurăm de o adevărată autoritate, vrem să fim capabili să exprimăm judecăți noi, originale, adevărate asupra lumii și asupra tuturor situațiilor pe care le trăim în jurul nostru, vrem să găsim valorile care construiesc adevărata viață umană,
adevărată societate unde să ne găsim locul și să fim mulțumiți. Vrem să învingem, nu sensul vieții, tristețea sau moartea, dar să privim toate aceste realități cu ochii lui Dumnezeu, trebuie să ne facem mici. Iisus s-a identificat cu cei mici. Pe cei mici, pe cei umili, Dumnezeu îi ridică. Pe cei puternici, pe cei care au gânduri grandioase și megalomane, îi înjosește, îi aruncă la pământ. Și a fi alături de cei care sunt frații noștri, cei mai mici, aceasta este calea pe care ne-o indică Iisus. Nu există un alt drum. Numai astfel viața va fi o continuă binecuvântare astăzi, mâine și în împărăția Tatălui din ceruri. Amin. Și acum să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului. Fraților prea iubiți, uniți în rugăciune, să-L preamărim și să-L invocăm pe Hristos, Regele Universului, Cel care este mai presus de toate și în care există toate câte sunt. Iisuse, care ești capul poporului tău, fă ca biserica să fie în lume chipul împărăției tale, împărăția dreptății, a iubirii și a păcii. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, Rege veșnic, care ai venit ca să dai mărturie despre adevăr, fă ca fiecare om să recunoască stăpânirea ta. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, răscumpărătorul nostru, rânduit de Tatăl, ca rege al cerului și al pământului, dă-ne harul să colaborăm la biruința împărăției tale. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, principele păcii, fă ca eforturile bisericii pentru instaurarea păcii în lume să afle un ecou prompt și efectiv în toți oamenii de bunăvoință. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, bunule păstor, care ți-ai dat viața pentru turma ta, rămâi mereu cu noi și nu ne va lipsi nimic. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, care ai plecat să ne pregătești un loc în ceruri, primește pe răposații noștri în lăcașul slavei tale. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Părinte Ceresc, noi Te recunoaștem cu bucurie drept stăpân a toate.
Fă-ne, te rugăm, instrumente ale păcii tale, unde e ură să purtăm iubirea, unde este dezbinare să aducem unitatea, unde este deznădejde să purtăm speranța, pentru că asupra tuturor oamenilor, fiii tăi, să strălucească lumina Fiului tău dumnezeiesc, căruia i-ai dat împărăția fără de sfârșit. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Aducându-ți, Doamne, jertfa de împăcare a neamului omenesc, te rugăm cu umilință ca însuși Fiul Tău să le dăruiască tuturor popoarelor unitate și pace, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Domnul să fie cu voi. Și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos,
căci Tu L-ai consacrat pe Fiul Tău, noul născut, ca preot veșnic și rege peste toate, pentru ca El, dărându-se pe altarul crucii, drept victimă neprihănită de împăcare, să ducă la îndeplinire tainele răscumpărării noastre. Și luând în stăpânirea sa toate făpturile, să ofere maiestății tale nemărginite o împărăție veșnică și universală, împărăția adevărului și a vieții, împărăția sfințeniei și a harului, împărăția dreptății, a iubirii și a păcii. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, zicând cu o bucurie. Și cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru că de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale, și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine,
Dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a păcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Că cea tare este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dălui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu dăruiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care a asupra sa păcatele lumii, fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Thank you.
Să ne rugăm! După ce am primit hrana vieții neperitoare, te rugăm, Doamne, ca noi care suntem mândri să ne supunem poruncilor lui Hristos, Regele Universului, să ne învrednicim a trăi fără de sfârșit alături de El în împărăția cerească, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Câteva anunțuri. În seara aceasta, la ora 19, în Catedrala Veche, va avea loc un concert cu cor, orgă, contrabas și percuție, cu piese religioase scrise de un autor din Lituania, Arvo Pärt. După amiază, acum imediat pe Sfânta Liturghie, vor începe 4 ore de adorație, așa cum se obișnuiește în solemnitatea lui Hristos, Regele Universului. Sigur, acum imediat vor urma toți dintre dumneavoastră care doriți să rămâneți în adorație. După aceea, la ora 13, vor începe persoane consacrate, la ora 14, semnariștii, iar la ora 15, tinerii. Adorația de după amiază se va încheia cu începutul liturghiei de la ora 16. Și pentru că ieri a fost în calendar sărbătoarea Sfintei Cecilia, care este patroana tuturor celor care cântă, vă rog să-mi permiteți un gând de felicitare, dar și de recunoștință și mulțumire pentru toți aceia care în cadrul comunității noastre se oferă să aducă lui Dumnezeu prin os de laudă, prin cântarea lor. Mă refer sigur acum la corul nostru mare, care duminică de duminică și fie în catedrală, fie la radio, fie cu ocazia sărbătorilor, impresionează, se străduie să aducă cea mai frumoasă cântare posibilă și ne ajută și pe noi să ne îndreptăm gândul și rugăciunea noastră într-un mod solemn și frumos. Sigur că este, în primul rând, un act de jertfă, pentru că muzica foarte bine făcută, așa cum este la noi, cu ajutorul părintelui Florin Spătariu, care îi mulțumesc din inimă, zic, pentru a se ajunge la performanțe, totdeauna sunt nevoie și de jertfe, de oferte, de bunăvoință. De aceea, pentru această bunăvoință, țin să mulțumesc într-un mod deosebit. Pe de altă parte, sigur că muzica și muzica sacră, mă refer într-un mod deosebit, spre deosebire de alte arte frumoase, impresionează prin vibrație, ea face să vibreze atât sufletul nostru, dar cred că face să vibreze și inima lui Dumnezeu. Muzica este o punte de legătură între noi și Dumnezeu. Ne vorbește și nouă, prin frumusețea sa, dar vorbește și lui Dumnezeu ca rugăciune. De aceea vreau să felic și să mulțumesc încă o dată tuturor celor care se implică în această artă frumoasă a cântării în biserica noastră. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh.
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu ascuns în prea Sfântul Sacrament, noi credem și mărturisim prezența Ta în Sfânta Taină altarului. Tu însuți ai spus, acesta este trupul meu. De aceea Te adorăm cu cel mai adânc respect împreună cu îngerii și sfinții din cer. O, Doamne, întărește și mărește noi credința și iubirea față de acest sacrament vrednic de adorare. Te salutăm, trup prea sfânt al Mântuitorului nostru, ostie curată și vie, care s-a jertfit pe lemnul crucii. Te adorăm în numele tuturor creaturilor. Te salutăm pe Tine, cuvânt veșnic al Tatălui, adevărata pâine cerească, hrana sufletelor, mângâierea inimilor noastre, jertfa cea sfântă care a împăcat cerul cu pământul. Te salutăm ascuns sub aceste specii, o dumnezeire și natură omenească a lui Iisus, vrednică de cea mai adâncă venerație. Te lăudăm și Te preamărim, pâine vie a sufletelor, darul cel mai prețios dăruit oamenilor de Dumnezeu. Tu ești sacramentul iubirii și al milostivirii, prin care noi păcătoși și toți păcătoșii putem primi haruri și ne putem sfinți. Tu ești adevărata arca Noului Testament, în care se păstrează mana cea vie sau pâinea cerească. Tu ești forța celor slavi, vindecarea bolnavilor, mângâierea mâhniților. Prea Bunule Iisuse, îți mulțumim din toate puterile pentru iubirea cu care ai înființat acest prea sfânt sacrament spre bucuria cerului și a pământului. O Iisuse, din prea sfântul sacrament, iubirea, bucuria și speranța noastră, mijlocitorul și împăciuitorul nostru, împacă-ne cu Tatăl Ceresc. Mielul nepătrat al lui Dumnezeu, care a fost jertfit pe lemnul crucii pentru păcatele noastre, oferă-i Tatălui toate virtuțile și faptele de sfințenie ale vieții Tale și toată amărăciunea suferinților Tale, pentru ca noi să fim iertați pe deplin și să ducem o viață sfântă. Voim să reparăm azi în public toate împărtășanile sacrilege, toate batjocurile primite de Tine în preasfântul sacrament al altarului, toate acele nedemne îndreptate împotriva Ta în sacramentul Euharistiei. Revarsă din tabernacul meșugul harurilor Tale, asupra întregii omeniri, asupra Sfintei Biserici, trupul Tău mistic, asupra conducătorilor bisericești și lumești. Fie-ți milă și de noi păcătoși și de toți cei îndepărtați de Tine și atrage la altarul Tău toate sufletele, iar pe noi care suntem aici prezenți, păstrează-ne cât mai aproape de Tine, acum și în veșnicie. Amin. Laudă și mulțumire să fie în orice moment. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Laudă și mulțumire să fie în orice moment. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Laudă și mulțumire să fie în orice moment. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.